Americii, către ambasadele Uniunii Europene, ca să-mi acorde azil politic familiei mele, pentru că îmi fac griji pentru viața, sănătatea mea. Toate aceste acțiuni, din partea lor, sunt niște acțiuni cu pericol real. Și în asemenea situație, rog ca toate organele de drept din Republica Moldova, organele Procuraturii, Centrul Național Anticorupție, Poliția, să se sesizeze pe toate cele declarate de mine și să întreprindă toate măsuri, toate măsurile necesare în vederea asigurării protecției pentru mine, pentru familia mea, dar nu am încredere în ele. În asemenea situații solicit tuturor, repet, ambasadelor ca acreditate Republica Moldova să-mi acorde azil politic, pentru că nu mai am încredere absolut în organele, instituțiile statului. Și am fost ieri în Cancelarea de Stat pentru a consulta eventuala situație creată în interiorul comunei, primăriei comunei Băcioi, să consult de fapt cum a fost creată această situație, convocând acest Consiliu. Și am înțeles că de fapt vorbele reprezentanților Cancelarei de Stat coincid cu vorbele consilierilor, neavând în vedere legislația sau nerespectând legislația.